Asociația ProDatina. De 10 ani respectă tradiția. Este momentul acela care nu-mi place mie, acela de final, în care e nevoie să vi-l prezint pe invitatul special care va încheia spectacolul. Dar să știți că îl veți putea vedea și la televizor, integral, vă promit să vă anunț când anume se va întâmpla asta. Așadar, solistul invitat special al acestei serii a avut cea dintâi apariție la TV în anul 1993 cu ansamblul Românașul la un spectacol de colinde organizat de către televiziunea română. A fost văzut acolo, a fost observat, mai bine zis, de către Nicolae Furduiancu, care l-a luat sub aripa sa, iar până în anul 1998 a cântat alături de Nicolae Furduiancu și Orchestra Crainou. De vreme bună încoace, este un nume sonor în cântecul ardelenesc. Sebeșanul, care va urca pe scenă, declară așa: oamenii au fost lăsați pe pământ să facă ceva, dar nu doar pentru ei înșiși. Eu, spre exemplu, îmi iubesc aproapele cântându-i. Ionuț Fulea.
veric și măicuța, dar să mă petreacă și am. Și-a venit și măicuța, dar să mă petreacă și ea. Auzi mântră, trenul vine, șalai, lai, la, plânge inimioara în mine, șalai, lai, la. Să-mi răspuns, auzi mândră, ori n-auz, dar orțele ne să-mi răspuns. Auzi mândră, toba bate, șalai, lai, la, rămâneți cu sănătate, șalai, lai, la, că-i poruncă împărătească, șalai, lai, la, trebuie să se împlinească, șalai, lai, la. Mulțumesc! Vă mulțumim din suflet și nu știu cum este în sală, dar aici este foarte, foarte cald. Și e foarte greu, maestre. Pentru mine nu e chiar așa de greu, că eu am intrat înainte, dumneavoastră și orchestra sunteți de la început în scenă. Vă dați seama câtă căldură există aici pe scenă? Dar este o căldură bună, pentru că vine din sufletele noastre și totodată ne bucurăm că și dumneavoastră ne transmiteți căldura dumneavoastră. Un cântec lent, acum să ne mai încălzim puțin. Că mă așteaptă săraca, măi, ca lumina-mi potrovit, măi, și la mândra-mi pornit, măi. Am plecat pe calcălare și cu cuba în spinare. Vremerea, măi, și mi s-au dat cuba, măi. Mândra mea s-o lăuta, care m-a cumperinat, măi. Aseară am fost la ie și-am dormit pe cuba mea, măi. Măriuță, mărioară, tu n-ai casă nici cămară, să mă găzdui, ești o sară, să nu dor pe guba afară. Măriuță, mărioară, tu n-ai casă nici cămară, să mă găzdui, ești o sară, să nu dor pe guba afară. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, mulțumesc, maestre! Mulțumesc, orchestra! Și să știți, dragii mei, că eu sunt un interpret de muzică populară care abordează genul mai lent. Dar am spus că este imposibil ca astăzi să nu vă cânt ceva mai mișcat, simțindu-vă căldura și dragostea cu care ați venit la acest eveniment. Eu vreau să mulțumesc organizatorilor pentru că mi-a dat posibilitatea să vă reîntâlnesc, să revin la Timișoara, să-i reîntâlnesc pe colegii mei și să le mulțumesc totodată pentru susținerea orchestrală. Maestre, mulțumesc și cred că merită aplauzele noastre. Vreau să-i mulțumesc și colegii mele, Liliana Laichici, pentru că a fost și
întotdeauna a știut să organizeze, să aducă în fața publicului spectacole frumoase, spectacole prin care noi încercăm, atât cât putem, să păstrăm identitatea noastră națională. Eu nu pot să vă spun decât doar atât, că vă iubesc și vă prețuiesc. Vă mulțumesc! Ionuț Fulea cânta așa, toată lumea are un dor, și mai greu, și mai ușor. Spectacolul de astăzi ne-a mai ogoit din doruri, nu-i așa, dragi prieteni? Verbul a ogoi este primul cuvânt în grai bănățean pe care eu l-am învățat acum 25 de ani. Și în veci nu l-o uita, să știți. Vreau neapărat să mulțumesc televiziunii române, al cărei reprezentant sunt astăzi, pentru fiecare interpret, dansator și solist care v-a intrat domniilor voastre în case. Mulțumiri de asemenea! Mă bucur să văd că televiziunea română e atât de iubită, doamnelor și domnilor, și vă mulțumesc că e așa. Mulțumiri Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, mulțumiri Consiliului Județean Timiș, mulțumiri Orchestrei Ansamblului Profesionist Banatul, care sub bagheta lui Sebastian Roșca au făcut minuni aici, pe căldură mare, mon cher, vă garantez. Mulțumiri coregrafilor, Brândușa și Nicolae Stănescu. Respectele noastre directorului general Adrian Scorobete și managerului Liliana Laichici. Și vă mulțumesc dumneavoastră, fiecăruia care ați ales să fiți aici cu noi preț de 2 ceasuri și mai bine, pentru că voi sunteți aceia care dați noimă vieții și carierei artiștilor care urcă pe scenă. Am să închei și eu acum spunându-vă așa. Căutați și păstrați mereu o bucată de cer deasupra vieților dumneavoastră. La revedere! Asociația Prodatina. De 10 ani respectă tradiția.